Bună seara, stimați telespectatori, sunt Denise Rifai, începe emisiunea 40 de întrebări. Iată regulile emisiunii. Îi voi adresa invitatului meu 40 de întrebări. Pentru fiecare întrebare va avea 2 minute să răspundă, dacă îi mai rămâne timp, iar eu consider că este necesar, invitatul poate folosi timpul rămas pentru a răspunde la celelalte întrebări. De asemenea, invitatul meu are dreptul să refuze să răspundă. Să începem. L-am alături de mine în această seară pe cântărețul și compozitorul Laurențiu Duță. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, Denis, bine te-am găsit! Despre dumneavoastră, toți își amintesc că ați fost copilul minune care îl imita pe Michael Jackson pe litoralul românesc, dar puțin știu că ați fost campion județean la judo la categoria 37 de kilograme. Sunteți unul dintre cei mai iubiți și apreciați artiști români, alături de colegii dumneavoastră din trupa 3 Sud-Est. Cu 3 Sud-Est ați câștigat mai multe premii ale industriei muzicale, ceea ce v-a adus titulatura de regii muzicii dance. În 2008 i-ați șocat pe fani cu destrămarea trupei, dar în 2014 ați făcut o minune și ați revenit pe scenă alături de Mihai Budeanu și Viorel Șipoș. Sunteți producător muzical și de numele dumneavoastră se leagă succesul trupelor Animal X și Candy. Ați compus hit după hit pentru cei mai cunoscuți artiști din România. În plan personal, sunteți căsătoriți și aveți o fică. Iar acum câțiva ani, spuneați că ar trebui să ieșiți din carapacea în care v-ați închis. Eu sper că astăzi, prin intermediul acestor 40 de întrebări, să reușim să facem acest lucru. Sunteți pregătit? Da. Bine, începem. V-ați născut în urmă cu 46 de ani în Năvodari și ați fost botezat Laurențiu Ionuț. Chiar dacă cei mai mulți dintre artiștii de la Malul Mării s-au mutat în capitală, dumneavoastră ați ales să rămâneți în localitatea în care v-ați născut. În 2009 ați devenit cetățean de onoare al orașului Năvodari, titlu care v-a adus mai multe beneficii, printre care și scutirea de la plata impozitelor locale, gratuitate pe mijloacele de transport în comun și un loc de veci. În 2018, primarul orașului v-a declarat omul centenar al comunității de la Marea Neagră. Vă citez. Trăiesc într-un oraș mic, iar studioul este în spatele casei părinților mei. Cred că nu am plecat pentru a fi mai aproape de familie. În plus, marea e fascinantă. Urmează întrebarea. Vă vorbește marea? Da. Mi-aduce aminte de celebrul cântec. Bănuiesc că te-ai gândit la Cătălin Crișan. Da, vorbește marea și am și o poveste legată de vorbește marea. Soția mea, Ianula, și am cunoscut-o. Mama ei m-a rugat să o acompaniez cu chitara la o serbare școlară și chiar piesa asta a cântat-o. Vorbește marea, deci dacă poți să crezi. Da, iubesc foarte mult marea, iubesc orașul Năvodari, conferă o liniște, deși Năvodariul de astăzi nu mai este Năvodariul de acum 10 sau 20 de ani. Stațiunea între timp s-a dezvoltat foarte mult și vara este foarte, foarte aglomerat. Dar marea m-a ținut acolo și familia, nu doar marea, familia, părinții, sora, am făcut tot posibilul. Sora mea a fost plecată din țară vreo 10 ani de zile și am făcut tot posibilul să o aduc înapoi. Da, ca să fim cu toții acolo. Deci familia și marea. Marea îmi vorbește. De aceea sunt acolo de 46 de ani. Mulțumesc! Mulțumesc și eu! După 11 ani de activitate, formația 3 Sud-Est a destrămat în 2008 spre dezamăgirea fanilor. 4 ani mai târziu v-ați reunit cu foștii colegi de trupă pentru un recital la gala Romanian Music Awards. Atunci a ținut să subliniați că veți cânta împreună cu Mihai Budeanu și Viorel Șipoș doar ocazional la evenimente speciale. Totuși, în 2014 s-a produs o minune pentru fanii 3 Sud-Est. Ați anunțat lansarea piesei Emoții, iar pentru a sărbători reunirea trupei, ați pregătit un concert la Sala Palatului. Afișele au împânzit capitala, biletele s-au vândut imediat, dar jurnaliștii au observat că exista în continuare o răceală și o lipsă de comunicare între dumneavoastră și Mihai, iar Viorel tot încerca să vă împace. Din fericire ați trecut peste toate momentele delicate și chiar dacă trupa a lipsit 6 ani de pe scenă, ați avut o revenire spectaculoasă, scoțând hit după hit. Vreau să-mi spuneți unde se situează astăzi 3 Sud-Est în peisajul muzical. Urmează întrebarea. Mai dă 3 Sud-Est tonul în muzică? Da. Mai dăm.
Suntem trupa care încă după 25 de ani de la înființare, în fiecare an avem cel puțin un top 5 pe radiourile și televiziune muzicale din România. Deci considerăm că încă dăm tonul după 25 de ani și da, sunteți foarte bine documentați, tot ce ai spus este perfect valabil. Sunt 6 ani în care am lipsit de pe piața muzicală, dar în momentul în care ne-am reunit, parcă n-am fi lipsit nicio zi, asta am simțit. Deci publicul ne-a primit ca și când n-am fi lipsit nicio zi de pe scenă. Totuși, ce ați pierdut în acei 6 ani? Nu am pierdut foarte mult, pentru că timp. Să zicem că timpul e cea mai valoroasă resursă. Am pierdut timp. Încercând fiecare să ne facem câte un drum în muzică, am sesizat, am realizat fiecare dintre noi că nu poate fi la fel de puternică cariera fiecăruia dintre noi, poate fi la fel de puternică unul fără celălalt. Și am trecut peste orgolii, deși după 4 ani atunci când am avut acel eveniment la Craiova, la premiile One Music Channel, parcă se numea One Artist Music Channel, nu, One Music Channel, nu mai țin minte exact, organizată la Craiova, atunci am simțit, după cei 4 ani de lipsă, că parcă n-am fi lipsit nicio zi. Și atunci, în mintea noastră, și a mea și a lui Viorel mai ales, am colțit ideea să reunim rândurile. Pot să mai vorbesc, nu? Și după 2 ani de zile, să zicem, de, așa zis, tratative, ideea a fost să ne reunim doar cu condiția să avem un amboran pe piață și s-a întâmplat cu piesa Emoții și un mare spectacol la Sala Palatului care s-a întâmplat. Melodia Emoții a fost atunci cea mai cântată melodie a anului 2014 pe toate radiourile din România. Mulțumesc! Cu drag! Vă citez. Da. La noi la concerte, fanele aruncau mai puțin cu lenjeria intimă, cum se întâmpla la trupele rock sau hip-hop. În noi, aruncau cu ursuleții de pluș. Ați spus că aveți acasă la părinți o cameră plină cu ursuleții primiți de la admiratoare și chiar Alexandra Stan v-a oferit unul când era doar o puștoaică. Da. Un alt moment care v-a impresionat a fost în 2013 la Brașov, când un fan a venit la concert cu întreaga discografie a trupei. Ați mărturisit atunci că este posibil ca nici măcar dumneavoastră să nu aveți acasă toată colecția. În ciuda acestor manifestări de iubire din partea fanilor, trupa A3 Sud-Est s-a destrămat în noiembrie 2008. Urmează întrebarea. V-ați trădat vreodată fanii? Nu, niciodată. Nu. Întotdeauna rămânem la poze. Uite, m-am emoționat când mi-ai spus de fanii. Nu i-am trădat pentru că îi iubim foarte mult. Și facem tot posibilul după evident, nu putem să mulțumim pe toată lumea, că sunt poate sute de doritori care vor să facă fotografii cu noi, dar este o regulă după fiecare concert să rămânem la fotografii, să povestim cu ei. Deci nu s-a pus problema niciodată de trădare. Niciodată. Dar fanii v-au trădat vreodată? Asta nu pot să vorbesc la modul individual, că fiecare om își alege să asculte pe cine vrea și să schimbe gusturile muzicale în timpul vieții lui. Dar probabil că sunt unii care mai migrează de la 3 Sud-Est către alt artist mai în vogă pentru moment, dar sunt convins că cine a apucat să iubească muzica noastră se va reîntoarce la un moment dat. Măcar să vină la un concert 3 Sud-Est. Asta cred eu. Bine, vă citez. Părțile de producător și de creație mi-au plăcut foarte mult și mă regăsesc în munca de studio. Am preferat în ultimii ani postura de compozitor și nu pe cea de interpret, din cauza artiștilor exigenți de care mă ocup și care îmi mănâncă viața. De numele dumneavoastră se leagă foarte multe piese de succes din muzica românească, Anicca Maia, a Anei Lesco, Dansez, a trupei Blondie, Vocea ta și The Balkan Girls, ale Elenei Gheorghe, Mă doare fără tine, a Andrei Bălan, iar cu Andreea Bănică ați cântat Shining Heart. Pornind de la vorbele dumneavoastră, vreau să știu cine este artista care v-a mâncat cel mai mult viața. Urmează întrebarea. Sunteți o mașină de făcut hituri? Poate până acum câțiva ani, da, eram, pentru că lucram pentru mulți artiști. Nu prea aveam viață privată. De la concerte, direct în studio și invers. De câțiva ani încoace m-am concentrat mai mult pe 3 Sud-Est, mai ales din 2017, și zic eu că rezultatele sunt foarte bune pentru 3 Sud-Est, pentru că din 2017 avem în fiecare an, cum spuneam mai devreme, câte o prezență, o piesă puternică pe,
pe radio. Dar în perioada cât am fost, cred că declarația asta am făcut-o în perioada în care nu mai eram cu 3 sudes și mă concentram mai mult pe partea de studio. Și poate asta a fost un regret, lucrând în perioada intens pentru Elena Gheorghe și pentru Andreea Bănică, mă cam neglijam pe mine ca artist solo. Poate dacă aș fi dat la o parte aceste două proiecte și construiam mai mult pe proiectul Laurențiu Duță, era un proiect mai de succes. Nu, să zicem, că e un mic regret, dar pe de altă parte nimic nu este întâmplător și toate lucrurile astea au condus către reunirea 3 Sud-Est. Și pe de altă parte, revenind la vorbele dumneavoastră inițiale, cine este artista care va mânca viața cel mai mult? Nu, nu e cineva anume. Cred că aici m-am referit în perioada aia la cele două artiste, la un loc care, între ghilimele, mâncau viața. Cred că e vorba de mâncau timpul. Mă concentram, ele aveau nevoie de cel puțin două single-uri pe an și atunci eu de ce nu aveam... Gheorghe și Andreea Bănică? Mi-au mâncat niște zile, dar nu viața, Doamne ferește, m-am înțeles perfect cu ele. Bine, mulțumesc, mergem mai departe. Cu atâtea piese compuse și cu atâtea hituri cu care ați dat lovitura, nu aveau cum să vă oculească acuzațiile de plagiat. În 2013, după ce Elena Gheorghe a lansat melodia Echo, compusă de dumneavoastră, internauții au reclamat că aceasta ar semăna mult prea mult cu piesa Halo a lui Beyoncé și cu melodia Tattoo a lui Jordyn Sparks. Apoi, în 2014, ați fost acuzat că și piesa Emoții, compusă pentru reunirea 3 Sud-Est, ar fi un plagiat după melodia Back to Black a regretatei artiste britanice Amy Winehouse. Pentru a vă apăra de acuzații, ați spus așa: sunt asemănări pentru că muzica comercială este făcută dintr-o succesiune de acorduri muzicale. Plagiat este prea mult spus. E o muzică comercială pop, sunt mii de piese, este imposibil să nu aducă cu ceva. Uh-huh. Urmează întrebarea: de câte ori ați copiat? Nu copiez, mă inspir. Și toți facem lucrul ăsta. Orice sesiune de compoziție, și asta vă poate spune orice autor, orice compozitor din lumea asta, nu doar din România, începe cu niște referințe, ca și în modă. Te inspiri din muzica foarte bună, anilor, nu știu, 50, 70, 80, 90, sau poți te inspiri din hiturile actuale. Așa începe orice sesiune de compoziție în România, în Germania, că am mai fost și la sesiune de compoziție în afară, sau în Danemarca, sau în America, sau oriunde. Casa de discuri îți trimite de obicei niște referințe unde vrea să încadreze artistul ca gen. Este posibil să-ți rămână, plecând de la acele referințe, anumite elemente, dar este ca și la haine. Sacoul ăsta, dacă firma, nu știu ce firmă l-a făcut, arată în felul ăsta, nu înseamnă că nu mai sunt alte 150 de firme care nu fac sacul ăsta aproape identic. E normal. Muzica e muzică. Dar nu înseamnă că am copiat. Te inspiri. Unul dintre cei mai mari producători ai lumii, Max Martin, a spus așa: steal from the best. Fură de la cei mai buni, ca autor, ca și compozitor. Steal from the best. De la cine ați furat atunci? De la cei mai buni. Michael Jackson, Queen, Beatles, Nirvana, etc. Max Martin. Mulțumesc. Citesc din presă. Laurențiu Duță este unul dintre tinerii mafioți de hituri care monopolizează playlisturile multor posturi de radio cu piese compuse de el pentru diverse proiecte dance playback. Pe lângă dumneavoastră, pe lista tinerilor mafioți din muzică, mai erau incluși Marius Moga și Costi Ioniță. Presa a scris că dacă cineva își dorea să intre pe piața muzicală, era aproape obligat să colaboreze cu unul dintre voi. Citez dintr-un articol din 2005. Dacă nu achiziți un onorariu să scrie pe piesă că este produsă de către unul dintre aceste trei genii talentate, șansa ta să te lansezi este cam la fel de mare ca șansa lui Becali de a ajunge la zdup în țara asta. Ținând cont de faptul că între timp Gigi Becali a fost la închisoare și păstrând tonul glumeț, urmează întrebarea: cine este cel mai mare mafiot din muzica românească? Mafiot? Nu cred că există așa ceva. Eu cred că este unul dintre domeniile cele mai curate, muzica și showbiz-ul. Evident că în perioada aceea era o garanție în plus să-ți compună unul, și acum este la fel, unul dintre producătorii de top. Pentru că de-aia sunt producători de top, pentru că au rezultate foarte bune. Înseamnă că sunt buni, nu sunt că cineva i-a pus cu mâna la radio sau... Era o garanție în plus. Asta nu înseamnă că dacă piesa era slabă,
Am avut și piese care nu au intrat pe radio și de la 3 Sud-Est, numai că oamenii văd mai puțin piesele nereușite, pentru că fiind nereușite nu fac multe view-uri, nu ies în evidență cu nimic și cumva ies pe linia moartă fără să fie, să atrag atenția. Oamenii te țin minte cu piesele foarte mari. Cel mai mare mafiot. Păi, cred că mafiot între ghilimele, să spunem, sau cu ce putem să mai schimbăm termenul de mafiot. Îl păstrăm. Așa. Mafios din muzică. Bine, mafiot, cred că e mult spus mafiot, dar eram, cum ai spus și tu în perioada aia, cam noi trei eram cei care dădeam tonul în muzică. Eu, Marius și cu Costi. Perioada aia, 2004-2005. Lucrurile se mai schimbă. Apar alții, la fel de talentați, care au perioada lor de glorie. Mm-hmm. O să vorbim. Da. Mergem mai departe. În presă s-a scris că ați absolvit liceul teoretic din Năvodar și că ați făcut 3 ani de chitară și 2 ani de pian la Școala Populară de Artă. Visul dumneavoastră în ceea ce privește meseria a fost, vă citez, să-mi găsesc un serviciu cu un program care să înceapă după ora 12. Mi l-am îndeplinit, pentru că acesta este programul meu. Muncesc mai mult seara până în noaptea târziu și e normal să mă trezesc mai spre după amiază. Nu de puține ori am auzit vedete internaționale care spun că s-ar da jos din pat doar pentru $1,000,000. Urmează întrebarea. Pentru ce sumă v-ați da jos din pat la 5 dimineața? Pentru 0 lei. Nu, n-am chestii de genul ăsta. Uite, poți să confirm și tu că la emisiunea asta am venit pro bono, n-am cerut absolut niciun ban. Dar nu e vorba despre a primi bani ca să veniți la emisiune. Dacă e ceva important de făcut pentru familie, pentru mine. Întrebarea a fost, pentru ce sumă v-ați da jos din pat? La 5 dimineața? La 5 dimineața. Pentru niciun ban, dacă am un lucru important de făcut. Dar acest lucru important să fie pentru familie, pentru trupă, pentru mine, pentru... Altfel, nu știu, să mă trezesc degeaba la 5, în sensul ăsta? Nu. Dacă vă sună Cristina Aguilera, de exemplu, vă ridicați din pat la 5 dimineața? Bineînțeles, și la 3. Bine. M-am urcat în avion și am plecat la sesiunea de compoziție. Mergem cu prima întrebare roșie. Da. Presa de specialitate v-a pus de multe ori în competiție cu Marius Moga pentru că piesele dumneavoastră ajungeau să se dueleze în topurile muzicale. În 2013, micul Mozart, Marius Moga, v-a invitat să participați la tabăra de muzică de la Păltiniș. Acolo, 7 camere de hotel au fost transformate în 7 mini-studiouri, iar peste 40 de compozitori, textieri, artiști au făcut nopți albe creând împreună muzică de toate genurile. Florin Grozea de la Haikyuu a povestit câteva lucruri din culisele procesului de creație, îl citez. Au fost prezenți acolo poate cei mai mari compozitori în momentul. Am auzit o piesă produsă de Narcotic Sound cu muzică și text de Marius Moga și Laurențiu Dusă. Asta chiar e o premieră. Urmează întrebarea roșie. Cine e mai bun, Laurențiu Dusă sau Marius Moga? Nu, no, suntem, adică cel puțin în perioada aia când ne duelam, era clar o competiție, o rivalitate, dar era constructivă. Marius avea stilul lui, el era mai un pic mai spre urban, eu eram pe partea asta mai sentimental, mai melancolică. Na, fiecare simțea diferit muzica, dar amândoi aveam rezultate similare. Nu pot să spun că eu sunt mai bun ca el sau el mai bun ca mine. Eram foarte buni amândoi. Adică ar fi doar să vorbim pe niște statistici, dar astea nu cred că există, de topuri, de încasări, de habar n-am, pe astea nu le am. Doar asta ar putea să vorbească și să ne departajeze. Dar ca și talent e o chestie subiectivă. Nu pot să mă pun pe mine deasupra lui sau n-ar fi cinstit. Normal, fiecare are o părere bună despre el și asta ne face să fim competitivi. Dar ar fi, cum să spun eu, n-ar fi corect să spun eu că sunt mai bun ca el. Și el a fost foarte bun și a avut foarte multe trupe de succes și foarte multe number one-uri pe radio și pe TV. Deci, super prolific. Și amândoi din provincie și amândoi cu o poveste destul de interesantă. Marius Moga a lucrat la începuturile carierei lui, a lucrat la o perioadă la studioul colegului meu, Viorel Șipoș, de la 3 Sud-Est. Mm-hmm.
Dacă ar fi să alegeți o melodie... Ca și băieții de la Play and Win. Da. Dacă ar fi să alegeți o melodie de la Marius Moga, da, care ar fi aceea? Una dintre cele mai bune compoziții ale lui, cred că, dar aici probabil că succesul împarte cu Smiley. Oficială merge bine. Bine. Care și astăzi e în picioare. Bine, mulțumesc. Mergem mai departe. În 2013 ați făcut o analiză a evoluției muzicii românești după Revoluție și a spus că au existat trei momente de cotitură. Primul, în 1997, când muzica s-a schimbat total, odată cu apariția trupelor Genius, ca Unu, B.U.G., Mafia și 3 Sud-Est. Apoi, la începutul anilor 2000, o melodie în limba română, Dragostea din Tei, a trupei Ozon, devenea numărul 1 în 15 țări din întreaga lume, iar al treilea moment este reprezentat de Ina, Alexandra Stan și Eduard Maia, care au dus muzica pop românească peste hotare. Au trecut 9 ani de la această analiză a dumneavoastră și de curând ați afirmat, vă citez, astăzi, orice puști care are în casă un laptop poate să devină producător. Acum muzica ai făcut-o și în câteva minute ai urcat-o pe internet. Vreau să știu cum vedeți viitorul muzicii românești. Urmează întrebarea. Pe cine pariază astăzi Laurențiu Duța? Pe noua generație, pe exact ce spuneam, ce spuneai tu mai devreme. Orice puști, orice copil care are un program de producție muzicală și astăzi e nimeni, la el într-un apartament prin provincie, pe undeva la părinții acasă, poate mâine să aducă noul hit mondial, Dragostea din Tei, sau să fie noul Marius Moga sau Laurențiu Duță. Pariez pe noua generație, pe cei mici. Îmi dați un exemplu? Numiți pe cineva? Nu am în momentul ăsta pe cineva anume în cap. Cântăreți. Din cântăreți, nu din producători. Muzica trep acum e. Piața muzicală în momentul de față este dominată de muzica trep, care muzica trep se adresează adolescenților, noi generații, și manelele. Ne uităm în trending pe YouTube și ăla e. Manelistul muzica, preferat? Și muzica pop. Nu am favoriți pentru că nu fac genul ăsta de muzică și ascult la o petrecere, dar nu am un... Pot să spun din generația noastră, nu știu, Adrian, copilul minune, sau Adi de la Vâlcea. Din generația noastră, din cei mai vechi. Dar din cei noi, mai puțin ascult. Îmi cer scuze că nu nominalizez pe cineva. Mulțumesc. Mergem cu o întrebare roșie. Te rog. Andra a povestit că la începutul carierei i-ați recomandat să cânte manele pentru că astfel o avea în scurt timp și faimă și foarte mulți bani. Dumneavoastră ați negat acest episod și a spus că oricum nu aveați cum să-i faceți o astfel de recomandare de vreme ce dumneavoastră erați producător de muzică dance. Ea a mers atunci la Costioniță, alături de care și-a lansat albumul de debut. În 2017 i-ați compus Andrei piesa Inim de Ceară, iar anul trecut ați invitat-o să cânte alături de 3 Sud-Est piesa Jumătatea mea mai bună. Melodia a devenit în scurt timp hit și are acum aproape 60 de milioane de vizualizări, fiind cea mai ascultată piesă de pe YouTube în România în anul 2021. Vreau să-mi spuneți cu ce artist v-ați dori să lucrați și nu ați făcut-o până acum. Urmează întrebarea roșie. Care este cea mai bună voce pentru care ați compus? Andra. Andra, Elena Gheorghe, dar... Alexandra Stan are o voce incredibilă. Și cu Alexandra am lucrat de recent câteva melodii. Dar Andra, super profesionistă, m-a impresionat când am înregistrat la Inim de Ceară. Eu am contribuit mai puțin, nu am înregistrat eu vocile, dar la Jumătatea mea mai bună am fost direct implicat, fiind producător și compozitor, și am înregistrat eu vocile cu ea. Și am rămas foarte surprins că a venit cu textul scris de mână. Deci nu transcris, copiat de pe un fișier și printat din laptop, deci l-a scris de mână. Avea notat pe fiecare vers cum să cânte, unde mai pe aer, unde mai pe voce.
avea o aplicație în telefon cu multitrack, unde i-a venit pregătită cu toate terțele și toate backing-urile și le-a înregistrat în acea aplicație de telefon și doar dădea play să-și aducă aminte ce a făcut acasă. Deci, nu, asta nu s-a întâmplat la niciun artist. Un artist să vină atât de pregătit. Probabil că de-aia are și succes, nu numai că e înzestrată cu talent, dar este și perfecționistă și muncește. Bine, mulțumesc. Cu soția dumneavoastră formați un cuplu de 29 de ani, timp în care v-ați susținut și influențat reciproc. Totuși, când Trei Sud-Est era în mare vogă și erați asaltat de mii de admiratoare, ați povestit că, inevitabil, partenera dumneavoastră era geloasă și avea temeri cu privire la viitorul relației. Ați reușit să rezistați pentru că dumneavoastră ați reușit să separați viața profesională de cea personală. Ați spus așa: ne-a ajutat poate faptul că facem parte din altă generație. Atunci nu erau atât de tentații, nu exista social media. Acum toată lumea pozează în femeia fatală, în bărbatul perfect. Încerc să mă împart între familie și muzică. Nu e ușor deloc. Asta este, când ești artist și soția înțelege și copilul înțelege că n-ai ce să faci. Urmează întrebarea. Este soția jumătatea dumneavoastră mai bună? Da. Este, este și mi-a dovedit-o în foarte multe rânduri. Foarte multe rânduri. Noi suntem din... Eram la liceu și era terminat clasa 8-a. Și ne știm de când am interpretat la chitară Vorbește Marea. Eram elevi amândoi și apoi tot ne vedeam noroc pe stradă. Norocul mama soacră. Da, 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 ea a fost. Și chiar e o poveste interesantă. Nu știu ce noapte, dacă spui busuioc sub cap, visezi cine va fi alesul. Ceva de genul ăsta. Și ea, soacra mea, și-a pus busuioc. Soacra și-a pus busuioc. Sau ceva de genul, nu mai știu exact. Sau... Și m-a visat pe mine că îi dădeam apă să... Și nu eram împreună. Îi dădeam apă să bea, ea nu le-ai soție mele. Și a zis, vezi că băiatul ăsta va fi... I-a zis de atunci. Și așa a fost. Nu știu, să zic că nu le-am chestia asta, dar ceva de un sfânt, nu știu cum îți pui. Și te bobotează, sunt mai multe așa, momente așa, ceva de genul ăsta. Busuioc, da, perna. Da. Și cu, întorcându-mă la ce începusem, da, mi-a dovedit în foarte multe rânduri, în perioade grele, că nu mi-a fost bine tot timpul. În clasa 12-a am reușit să o transfer la București. Eu eram student la o facultate aici de teatru și muzică și ea era clasa 12 și am transferat-o aici să fim împreună. Deci ăsta a fost un sacrificiu enorm că a putut să facă treaba asta și bineînțeles că și mama ei a fost de acord, totuși era clasa 12-a. Dar atât de mult și nu aveam bani, eram vai de capul nostru, mâncam covrigi pe la metrou pe acolo. Frumos. Bine, mulțumesc. Mergem mai departe. Mi-ați povestit deja și am citit și eu că v-ați cunoscut soția în școala generală la o serbare. Aveați 12 ani, iar ea nu la 10 ani. Vă citez, era plină sala, a venit mama ei la mine și m-a rugat să o acompaniez cu chitara pentru că și ea cânta. Așa ne-am cunoscut. E vorba despre piesa Vorbește Marea și ați spus că nu ați uitat niciodată ochii ei verzi albaștri. Uh-huh. Ați povestit că peste un timp ați reîntâlnit la fan club Michael Jackson din Năvodar și de atunci nu v-ați mai despărțit. În 2006 v-ați căsătorit și un an mai târziu s-a născut fiica dumneavoastră Lorena. Soția dumneavoastră, Ianula, stă departe de ochii presei și ați spus că discreția este secretul longevității cuplului dumneavoastră. Vă citesc din nou. Nu prea mă caracterizează lucrurile nebunești, dar pot să spun că iubesc nebunește. Urmează întrebarea. Sunteți un bărbat romantic? 50-50. Sunt romantic, da. Dar pot să am și o latură mai puțin... mai wild, care e bună într-un cuplu. Adică? Păi povestiți-mi, că nu mi-ați spus nimic. Da. Adică sunt un tip romantic, dar am și momentele mele când sunt mai puțin romantic, când pot spune lucrurilor pe nume sau când pot să zic gata, când plecăm, ne facem... Când v-aș certat ultima dată? Ne certăm. Nu există ape line în cuplul nostru, în relația noastră. Ne certăm destul de... Nu des, Doamne ferește. Acum, odată cu trecerea anilor, ne certăm tot mai rar. Dar nu e nicio relație de aia de yes man, yes woman.
Nu. Mai sunt, ne mai contrăm, mai avem opinii diferite, câteva ore nu ne mai vorbim, sau o zi, două, după care... Urmează. Da. Să zicem că tot mai rare sunt momentele alea, dar de fiecare dată ne așezăm, discutăm, spunem fiecare cum vede și ce ne-a deranjat unul la celălalt și încercăm să reparăm. Dar nu există relația perfectă. Eu nu cred că există idealul, numai social media există oamenii perfecti. Care e cel mai romantic gest pe care l-ați făcut? Cel mai romantic gest? Habar n-am. Ai spus că iubiți nebunește. Da, iubesc nebunește, da. Păi cum? Cel mai romantic gest. Nu știu. Nu, n-am. Adică încerc să fiu așa ceva, extra romantism, nu. Nu, n-am un gest care să definească romantismul la cotele maxime. Încerc să fiu romantic prin felul de a fi, prin viața de zi cu zi. Nu știu, n-am, nu știu ce va ieși din comun. Un buchet de flori cu 100 de trandafiri. Nu am de-astea. Bine, mulțumesc. Nu exagerez cu nimic. În 2007 s-a născut fiica noastră Lorena, iar la 6 ani părea că o să vă calce pe urme atunci când a cântat la un concert piesa Echo a Elenei Gheorghe. Între timp, Lorena a crescut și pare să se îndrepte spre o carieră în avocatură sau în cea de activist civic. Anul acesta a susținut examenele de evaluare națională și chiar dacă rezultatele fiicei dumneavoastră înțeleg că îi permit să aleagă un liceu bine cotat în București sau Constanța, Lorena a preferat un liceu pedagogic și a evitat instituțiile care se află în top, ați spus așa. Nu a fost niciodată genul pe care să o ghidăm foarte mult. Mai degrabă i-am urmat pașii decât i-am îndrumat. Este doar decizia ei, iar noi părinții i-am respectat-o. Vreau să știu dacă sunt și limite pe care i le-ați impus totuși fiicei dumneavoastră. Urmează întrebarea. Sunteți un tată modern? Nu știu ce înseamnă modern. E relativ termenul, dar încercăm să fim cât mai bun prieten cu ea. Să tot timpul îi spunem dacă ai ceva pe suflet sau vrei să discuți ceva, găsește noi cei mai buni prieteni ai tăi. Evident că poate sunt lucruri pe care, fiind adolescentă, nu ni le poate spune. Trăirile interioare, frământările și așa mai departe. Este, din punctul ăsta de vedere, este mai apropiată de soția mea. Cu ea discutăm mult mai multe. Și eu încerc să înțeleg cât mai mult, dar de foarte multe ori generația asta tânără te surprinde, că ei au altfel de viziune. Sunt total diferiți față de noi și încercăm să... În sensul că ei sunt foarte libertini. Adică le place să fie îndrumați, dar nu să fie conduși. Și atunci ea este și zodia leu, nu știu cât credem cu toții puternică. Zodii, dar e o fire puternică, adică chiar îi se potrivește zodia asta și vulcanică și puternică și vrea să facă singură, nu vrea să fie ajutată. Noi încercăm să o ajutăm, dar de multe ori ea nu vrea să fie ajutată. Dar eu am mare, mare încredere în ea că o să reușească. Cât de mult vă seamănă? Fizic foarte mult. Fizionomia foarte mult îmi seamănă. Multă lume spune, mamă, cum seamănă fiică ta cu tine, nu e adevărat. Așa, ca și caracter, da, îmi seamănă. E așa un hibrid între mine și soția mea, dar este mult mai vocală. Și eu și soția mea eram destul de timizi când eram adolescenți. Ea este foarte vocală, foarte știe să-și impună punctul de vedere și când cineva pare nedrept față de altcineva, ia apărarea și vine cu argumente și noi eram mai tăcuți, să nu deranjăm, să nu supărăm. Așa era generația noastră, pusă la colț. Mulțumesc! Michael Jackson a fost idolul copilăriei dumneavoastră. Tatăl dumneavoastră călătorea mult în străinătate și vă aducea casete cu albumele lui, așa că știați fiecare piesă pe din afară. Vă citez. Așa mi-am început cariera muzicală imitându-l pe Michael Jackson. Îl ascultam non-stop, căutam orice material legat de el, încercam să dansez la fel ca el. Așa am și apărut pe scenă la 14 ani. În anii 90 erați un adolescent cu părul lung, care îl copia pe regele muzicii pop și... Făceați furori în barul Orient din Mamaia cu hitul Thriller. Ați spus așa, Michael Jackson mi-a dat un avânt puternic. Voiam să fiu iubit de public la fel ca el. Urmează întrebarea. Ați mai fi rucat pe scenă dacă nu exista Michael Jackson? Bună întrebare.
poate aș fi urcat, dar mai târziu. La 14 ani am mers la o audiție cu tatăl meu, audiție pentru programul estival al Barului Orient din Mamaia, care începea deja undeva în luna mai, era chiar primul an de după Revoluție, 1990. Și mulți au privit-o destul de reticent. Cei cu copilul ăsta, un program la noi, dai seama că era program cu dansuri orientale, cu umoriști, cu program de varietăți. Dar cineva a pariat pe mine, și anume patronul acelei unități, restaurant, domnul Neacșu. Și a spus, eu în copilul ăsta am încredere, i-a spus tata, micuțul Michael Jackson, îl punem pe afiș și faceți un costum să... Mi-aduc aminte și cum eram îmbrăcat, aveam niște pantaloni de școală, cum se purta pe vremea aia, încă, în 90, care erau un pic descusuți aici la buzunar și mi-era teamă să nu se vadă. Aveam niște pantofi dintr-un material de raiat, care atunci când ploua se făceau vraiște, se udau. Așa m-am dus eu la... Dar am avut încredere în mine, să te duci un adolescent la 14 ani, să nebunia între toți adulții să dai probă, dar avântul ăsta a venit tocmai la ce spuneai tu. Eu mă vedeam... Michael Jackson. Așa mă credeam, nu mă vedeam. Ce frumos! Da, și atunci încrederea m-a ajutat foarte mult și a fost imboldul. Și de atunci, de la 14 ani, am început să cânt și să-mi doresc să urc, să urc, să urc. Mulțumesc! Și eu îți mulțumesc! În copilărie erați membru al fanclubului Michael Jackson din Năvodare, ați fost la ambele concerte pe care megastarul le-a susținut în România, iar în 2009 urma să mergeți la concertul de la Londra, dar Michael Jackson a murit în luna august a acelui an, vă citez, m-a sunat o prietenă și am crezut că e o glumă, apoi am crezut că am un coșmar, nu mi-a venit să cred. Am înțeles ulterior că așa se întâmplă cu geniile, mor mult prea devreme. În acele zile de doliu, ați purtat tricouri imprimate cu chipul lui Michael Jackson ca să îi aduceți un ultim omagiu artistului căruia îi datorați începuturile în muzică. Recent ați spus așa, ceea ce făceam eu era o imitație nereușită. Îmi convine că era nereușită, că altfel poate rămâneam doar un bun imitator. Vreau să știu care este piesa dumneavoastră preferată din repertoriul lui Michael Jackson. Urmează întrebarea. Cât de greu v-a fost să vă rupeți de Michael Jackson? Cred că ruptura s-a întâmplat în momentul în care i-am cunoscut pe Mihai și pe Viorel, colegii mei din 3 Sud-Est. Povestea noastră a început în 1993. Mi-a prezentat cineva, în prima fază au fost dansatori, nu cântau, doar dansau. Și atunci a început ruperea. Eu eram micul Michael Jackson, cântam la Teatru Fantasio în Constanța, iar ei dansau stilul Vanilla Ice, MC Hammer. Deci eram din două povești diferite. Dacă ne priveai, era așa un pic chicios. Dar faptul că i-au venit cu o altă cultură și cu un alt gen și mi-au arătat altfel de muzică și altfel de piese, cred că hibridul atunci s-a întâmplat. Uh-huh. Între ceea ce îmi plăcea mie, ceea ce le plăcea lor. Și dar cum ai spus și tu mai devreme, nu am fost niciodată un bun imitator. Eram o imitație nereușită. Și... Care-i piesa favorită? Piesa favorită de la Michael? Sunt mai multe, dar cred că una dintre favoritele mele este Man in the Mirror. Da. Bine, mulțumesc. Mergem mai departe. Ați debutat pe scenă la începutul anilor 90, cântând în același bar din Mamaia, unde performa și tatăl dumneavoastră. An mai târziu, tatăl dumneavoastră a povestit emoțiile prin care a trecut în acea perioadă. Îl citez. Ajunsesem în situația să-mi prezint fiul în programul artistic al serilor, ceea ce nu mi-aș fi închipuit. Era cel mai autentic mini Michael Jackson al vremii, intrat fără să îi fiu pilă în programul artistic și avea un succes enorm. Dansa și odată cu el dansau sute de turiști, majoritatea străini. Ați fost copilul spectacol pe acea scenă din bar, dar acasă aveați propriile dubii și l-ați întrebat. Vă citez, tati, oare voi ajunge vreodată să cânt și la televizor? Urmează întrebarea. Când ați realizat că puteți fi mai mult decât un cântăreț de bar? Da, că l-ai citat și pe tata, vreau să-i mulțumesc. Tata a fost unul dintre, și este unul dintre oameni care a crezut foarte mult în mine. A crezut și crede foarte mult, chiar și acum, înainte de... Mi-a spus să zâmbești. La mine, la emisiune? Da, ce să zâmbești. Tata mi-a spus să zâmbești. Da. Oricum zâmbeam, dar
Oricând de rău ar fi, zâmbetul să fie la vedere, da. Exact. Așa. Când m-am desprins de bar, da. Când mi-am dat seama că trebuie să mă desprind. Puteți fi mult mai mult, da, decât un cântăresc de bar. După barul Orient din Mamaia, unde am cântat doar în programul estival în 1990, adică aveam 14 ani, în 1991, din 92-93 am început o colaborare cu Teatrul Fantasio și cântam la terasa Colonadelor, în Constanța, la domnul Nicu Terzi, pe care îl salut și mulțumesc. Sunt mulți oameni frumoși în cariera mea. La un moment dat i-am spus tatălui meu, cred că aveam 17 ani, și cântam în weekend la terasa Colonadelor și în extrasezon. Cântam și, mă rog, toamnă, iarnă. Și simțeam, erau și seri când erau două mese, trei mese, era restaurantul mai goluț. Clienți care știau deja programul, efectiv nu se mai uitau la noi, se uitau la tânăr și neliniștit, că era și atunci pe vremea aia. Se uitau la un televizor din colț, iar noi, artiștii, ne susțineam programul. Și atunci am spus tatăl meu că vreau mai mult de atât. Și am zis că renunț. Eram foarte bun prieten cu domnul Terzi, patronul restaurantului, și mi-a fost greu să-i spun că nu vreau să mai cânt, că vreau mai mult de atât și că vreau să îmi urmez visul. Deși câștigam bine acolo și m-am rupt. Bine, mulțumesc. Ați spus că două persoane v-au marcat începutul carierei. Silvia Dumitrescu v-a încurajat și v-a recomandat să apăreți în programele de divertisment ale televiziunii publice. Apoi Marina Voica v-a compus piesa Cifre, cu care în 1993 ați participat la festivalul de la Mamaia. O citez pe Marina Voica. Laurențiu era foarte talentat. A venit la mine, am mai schimbat ceva la piesă și a făcut și videoclip. Vorbim și acum. El mă sună și mă întreabă ce fac. Ne arătăm piesele unii altora și ne spunem părerea. Piesa Cifre a fost lansată și pe disc de vinil la Elect Record în 1993. Urmează întrebarea. V-a deschis Marina Voica ușa spre celebritate? Cum ai spus mai devreme, Silvia Dumitrescu a fost prima care m-a văzut la un spectacol în Constanța, la Casa de Cultură, tot imitându-l pe Michael Jackson, și mai departe m-a prezentat doamnei Virginia Stroian, care lucra în televiziunea română. Atunci lucrează și acum. Se întâmpla primul revelion al televiziunii române libere în 1990 și eu am cântat în acel revelion la 4 și ceva dimineața am intrat în program cântând piesa Billie Jean a lui Michael Jackson, un negativ înregistrat de orchestra cu care cântam eu la barul Orient din Mamaia. Da, 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 pe o bandă de magnetofon. Cu banda de magnetofon m-am dus la studioul televiziunii României, am tras vocile și am înregistrarea, o am arhivată. Apoi, doamna Marina Voica, exact cum ai spus, mi-a încredințat piesa Cifre, am făcut videoclip, am intrat și la festivalul de la Mamaia. A făcut un gest extraordinar din timpul dânsei de recital. Și a rupt o piesă sau două din recitalul lui ca să intrăm noi să cântăm, adică eu să cânt și cu băieții Mihai și Viorel, care atunci încă dansau, dar și cântau. Aveau o piesă de aveau părți de rap pe melodia mea Nu vrem scandal se numea. Aia a fost prima mea colaborare cu Mihai și Viorel înainte de 3 Sud-Est, unde ei și cântau. Bine, mulțumesc. Cu plăcere. Pe Viorel și pe Mihai ați întâlnit în 1991 la Teatrul Fantasio din Constanța. Ei aveau deja o trupă de dans, Original Dance, și în următorii 6 ani ați tot căutat diverse formule prin care să lucrați împreună, dar nu a funcționat niciuna. În tot acest timp, băieții s-au transformat în trupa AV37 și au reușit să se lanseze cântând muzică hip-hop, iar dumneavoastră ați scos două albume solo la Elect Record. Nu ați renunțat însă nicio clipă la ideea de a forma o trupă cu cei doi dansatori, pentru că ați simțit că era o perioadă propice pentru un boys band. În țară, trupele Genius și K1 aveau deja un succes nebun, iar în străinătate, membrii formației Backstreet Boys deveniseră deja superstaruri. În cele din urmă, în 1997, ați reușit să înființați 3 Sud-Est. Urmează întrebarea. Sunteți șeful trupei 3 Sud-Est? Șeful? Mai blând, așa să zicem, liderul, șef, nu o fac pe șeful niciodată, adică așa cred eu, nu știu, întrebați-i pe ei. Dar nu, între noi nu se pune problema de șefie. Evident că trebuie să existe un lider, cum un oraș are un primar, cum un vapor are un comandant. Orice formație
trebuie să desemneze pe cineva care să reprezinte trupa. Că altfel, dacă vorbești cu trei oameni, trei răspunsuri diferite. Da. Sunteți șeful trupei 3 Sud-Est. Lider, am înțeles. Sau nici măcar lider, nu știu. Un pic de lider acolo. Încerc să fiu foarte prieten cu toată lumea, să nu... De-aia și rezista probabil trupa atâta timp. Că sunteți puțin lider. Că sunt puțin lider. Dacă era mai mult lider... Uită-te la celelalte trupe care au plecat odată cu noi, unde au fost unii mai lideri decât ceilalți. Băi, și voi v-ați despărțit între timp. Da, dar după 10 ani. Bine. Știi cum era pe vremea aia? Termenul de garanție a unei trupe era de 3 ani. Dens. Și așa era. Mergem cu o întrebare roșie. A fost surprinzătoare povestea venirii dumneavoastră și a lui Viorel la București pentru o discuție importantă cu un producător muzical. V-ați prezentat la acea întâlnire cu pantofii găuriți, dar aveați o încredere de sine cu totul ieșită din comun. Îl citeți pe Viorel. Ploua și Laur tot zicea: "A, ce rece e!" Și eu tot nu înțelegeam. Credeam că ploaia care cade pe el e rece. După ce am intrat, la un moment dat, Laur a pus picior peste picior și a zis: "Pentru noi nu e vorba de bani." Atunci m-am uitat și am văzut că avea o gaură în pantof, de unde îi ieșea ciorapul plin de pământ. La primele dumneavoastră concerte cu 3 Sud-Est, nu ați câștigat o avere, erați plătiți cu numai 2 milioane de lei, bani pe care Mihai, care era casierul trupei, îi împărțea în mod egal, astfel fiecare primea 666 de lei, vă citez, era cifra diavolului. Atunci am decis să cerem 3 milioane. Viorel era foarte modest la vremea aceea și tot spunea: "Dacă ajungem la 3 milioane de lei, eu sunt foarte mulțumit." Vreau să știu câte perechi de pantofi aveți acum. Urmează întrebarea roșie. Câți bani ați câștigat cu 3 Sud-Est? Cu care să încep? Cu pantofii sau cu banii? Câte perechi de pantofi am? Nu știu, nu le-am numărat, dar nu... N-am făcut din asta o obsesie. Dacă n-am avut ceva, acum trebuie să exagerez. Probabil pe care le încalț acum am 5-6 perechi de pantofi. Se strică, cumpăr alții noi. Dar nu exagerez. Câți bani am câștigat? Presa specula multe și mărunte după nu știu ce turneu, că am fi câștigat chiar prietenul nostru Cătălin Măruță. Milionarii de la 3 Sud-Est ne-am prezentat. Ceea ce poate, nu știu, într-o carieră întreagă, n-am făcut o contabilizare, o contabilitate a banilor, dar milionari poate în toți cei 20 ceva de ani ce am câștigat, adunat cu tot ce avem, cu casă, cu poate așa, dar nu suntem milionari. Niciunul nu cred că are 1 milion de euro strânși. Poate, nu știu, repet, dacă vindem tot și mai și strângem ceva în următorii ani. Nu e. Deci industria muzicală românească nu e chiar așa cum se povestește. Noi n-am fost nicio trupă răsfățată să avem, nu știu, show-uri de televiziune, să fim preferații companiilor mari în spoturi publicitare. Am auzit povești de artiști care au câștigat sume fabuloase. Dar nu e cazul nostru. Noi am câștigat tot timpul din concerte și din YouTube, din acum mai nou, să zicem. Dar nu, în niciun caz nu suntem acei prințișori favoriți ai companiilor mari care câștigă 100.000 de ori din spoturi și niciodată n-am fost și nici nu suntem. Poate ați ratat momentul pentru că v-ați despărțit. Posibil. Bine, mergem mai departe. La începutul carierei, 3 Sud-Est mergea cu trenul la concerte și avea bilete la clasa a doua. Din primii bani câștigați, v-ați cumpărat o combină muzicală, Mihai și-a pus gresie și faianță în casă și și-a cumpărat o canapea verde, iar Viorel s-a ales cu un casetofon cu telecomandă pentru mașină. În 1999, la festivalul de la Mamaia, Cătălin Măruță v-a prezentat ca fiind trupa care a câștigat 1 milion de dolari. Peste câteva zile v-ați trezit cu un inspector ANAF la poartă. A trebuit să îi explicați că nu ați avut niciodată asemenea venituri, iar în 2009 erați considerat compozitorul care a făcut cei mai mulți bani din drepturile de autor, 70.000 de euro. În 2012, deși erați un producător foarte solicitat, ați declarat că nu puteți să spuneți că ați apucat să faceți bani. În prezent, aveți un studio performant de înregistrări, un hotel în Mamaia Nord, iar pentru un recital la nuntă, 3 Sud-Est cere cel puțin 4.800 de euro pe oră. Acestea sunt informațiile care apar în presă. Urmează întrebarea.
plouă cu bani pe scenă sau în studio? Trebuie să rectific ceva. Vă rog. Nu este vorba despre... înainte de sumă ai mai spus ceva, dar uite, îmi scap acum. Hotel. Hotel. Nu dețin un hotel, deci o informație falsă. Am un teren pe care pe viitor terenul se află în Năvodari. Intenționez în viitorul apropiat, îndepărtat, nu știu, că tot zic așa de 10 ani că vreau să construiesc ceva. Dar nici măcar fundația deocamdată n-am început-o. Deci nu există treaba asta. Avem un restaurant al familiei noastre în Năvodari și atât. Iar ce ține de sumă e o informație mai veche. Între timp prețul a mai crescut. Cât? Da. Nu vreau să spun sume, dar a mai crescut. Nu cu foarte mult. Bine, întrebarea era dacă plouă cu bani pe scenă sau în studio. Unde se câștigă mai bine? Unde se câștigă mai bine? Cred că dacă ești un producător de succes și ai 2-3 piese pe radio în fiecare an, poți să egalezi, să balancezi oarecum veniturile, să fie aproape egale cu cele din concerte. Depinde foarte mult. Dacă ai multe concerte, dacă ai hit, în momentul ăla pe radio concertele cresc cu și cu 100%, decât dacă nu ai o piesă pe radio. Deci sunt mulți factori, dar poți să balancezi. Sunt venituri bune și din studio, dar și din cât ați câștigat prestație? 3 sud-est? Ca cifră de afaceri? Nu, la Orențiu Duță. A, din drepturi de autor sau? Din ce vă gândiți? Din drepturi de autor? Păi ai spus suma mai devreme, undeva acolo e. Drepturi de autor, iar din concerte... Da, o să putem să-i dublăm. Doamne ajută. Da. Mulțumesc. Mergem. Dar nu suntem milionari, apropo. Că banii ăia se mai și cheltuie. Nu sunt toți care sunt puși într-o cutiuță deoparte. Hai, că vrei să fie bine. Să aibă familia tot ce trebuie și tot ce n-am avut noi, să aibă copilul. Că așa gândește fiecare părinte. Suntem în afara timpului. Oh, sorry. Ne întoarcem în timp, la începuturile trupei 3 Sud-Est. Puțină lume știe că ați compus hitul Ai plecat pe orga dumneavoastră de acasă și ați rugat pe cei de la Radio Costinești să vă difuzeze piesa. Ați fost prezentați atunci ca trupa fără nume, TFN, pentru că nu aveați în acel moment o denumire pentru formație. Abia după acest episod v-ați pus serios problema numelui și ați ajuns la concluzia, vă citez, suntem 3 și din Constanța toți, deci ar merge bine 3 Sud-Est. Sună a meteo, dar merge. Pentru că piesa Ai plecat nu avea succes, ați cerut case de discuri să lucrați cu Eddie Schneider, care avea o experiență bogată în străinătate și o tehnică unică în România pe vremea aceea. Astfel, din 1998, toată țara a început să cânte Ai plecat și multe nopți am plâns, Ai plecat fără niciun cuvânt. Vreau să știu care a fost membrul trupei care a inspirat aceste versuri. Urmează întrebarea. Cine a fost Don Juanul trupei 3 Sud-Est? Don Juanul trupei 3 Sud-Est? Păi, să zicem că poate Viorel era așa mai nebunatic. Era mai, cum ai descris tu, mai... Viorel, să zicem. Și dumneavoastră cum erați? Eram și eu de acolo. Dar nu ca Viorel. Viorel era mai zăpăcit, mai... Da. Ce era în stare să facă? Sau cum se întâmplau lucrurile? Toți aveam succes, evident. Dar toți aveam și iubite. Și Viorel? Avea și Viorel o iubită. Și am mai avut încă o iubită și deci încă o iubită. Deci el avea mai multe iubite. La casa lui. Dar nu am vorbim de acum, vorbim atunci, de trecut. Atunci, da. De exemplu, eu sunt cu aceeași iubita mea soție, suntem din liceu. Da. Mihai, la fel, cu soția lui Emma, tot din perioada de 27 aia. Ei sunt și... de 27 de ani. Da. Exact. Deci Viorel era Don Juanul. El era singur. Noi eram niște Don Juanenei micuți, așa. Neînsemnați. Bine, mergem mai departe. Hitul Ai plecat v-a făcut vedete în întreaga țară și v-a adus vânzări record. Albumul 3 Sud-Est, pe care era inclusă piesa, a fost vândut în aproape 250.000 de exemplare numai în prima lună de la lansare. Niciun alt artist sau trupă nu mai atinsese în România o astfel de cifră. Ați devenit admirați și invidiați în egală măsură, dar puțini știau că, de fapt, vă reveneau doar 13% din vânzarea casetelor, bani pe care îi împărțeați
mai departe la 3. Da. Mai mult, dumneavoastră vă lipeați singuri abișel de promovare în București. Vreau să știu dacă ideile dumneavoastră de promovare dădeau roade. Urmează întrebarea. De ce ați fi fost în stare pentru promovare? De orice. Dar bine, cu limite, evident. Eram în București, ne-am mutat pentru câteva luni. Asta se întâmpla în 1998, în primăvara 1998. Și erau vremuri de pionierat. Nu existau ca acum manageri. Eu eram managerul, eu răspundeam la telefon, eu aranjam concertele. Mihai era cumpărțitul banilor, adică făceam ce puteam. Casa de discuri ne vindea doar discurile și atât. Iar noi am luat niște postere și ne-am dus cu bidineaua, ni le-am lipit singur în București. Chiar și cu grafiti am scris pe niște pereți 3 sud-est. Ne gândeam noi că așa atragem atenția. Deci eram... Și ați atras. Și am atras, da, am atras atenția, da. Făceam și aș face oricând, aș lua de la zero. Nu mi se pare deloc greșit să faci cea mai de jos muncă ca să te ridici. Aș face asta oricând. Numai să te pricepi. Da, și să știi ce vrei, care e targetul, vreau să ajung acolo. Atunci nu existau ca acum canale de promovare. În 98 exista decât TVR1 și abia cred că ProTV-ul era 97-98 sau 95 când a început ProTV-ul, nu mai știu exact. Dar erau la început. Deci nu existau canale de promovare. Era Radio Contact, dacă nu mă înșel, și restul câteva stații de radio. Radio România Actualități, evident, care este și astăzi. Și atunci trebuia să te descurci, să dai din coate, să lipești afișe, să mai scrii cu, dai cu un graffiti, să... Ce alte idei ați mai avut? De promovare? Da. Uite, Prima TV, la vremea, dacă pot să spun asta, ne-a făcut un prim videoclip. Nu erau foarte multe idei. Cam astea erau, dar eu zic că au fost destul de interesante pentru vremurile alea. Cine mai face așa ceva în ziua de azi? Nimeni. Ce făceam noi atunci? Mulțumesc. De la început ați fost convins că ținutele de scenă sunt foarte importante pentru imaginea unui artist și de aceea vă citez. Am angajat un croitor de la Casa Modei din Constanța. Era un bătrânel, Pițigoi îl cheamă. El ne-a făcut costumele de scenă. Ați spus că vă doreați atât de mult să deveniți celebri încât purtați și pe stradă costumele de scenă ca lumea să vă poată recunoaște și să se familiarizeze cu imaginea dumneavoastră. Colegul noastră Viorel a povestit un episod amuzant, îl citez, când am plecat odată de acasă spre București. Eram toți îmbrăcați cu tunicile negre din poza de pe album. La taxa de pod de la Fetești, doamna de acolo ne-a zis: vai, vai, treceți, că voi sunteți de la teologie, Doamne ajută! Fanii nu pot uita nici celebrele costume argintii cu care ați apărut pe scenă în 1998. Așa ceva nu se mai văzuse vreodată până atunci în România. Iar în 2012 ați dat o adevărată lovitură de stil la Gala Romanian Music Awards de la Craiova, citesc din presă, au fost considerați 3 dintre cei mai bine îmbrăcați bărbați cu ținute care au costat aproape 30.000 de lei. Vreau să știu dacă v-a fost greu să renunțați la hainele croite de Nea Pițigoi și să treceți la costume de designer. Urmează întrebarea. Când a ajuns 3 Sud-Est la modă? Moda era oricum preluată, ca și în zilele noastre. Așa era, așa se îmbrăcau boy band-urile atunci. Și în străinătate, toți membrii trupei Backstreet Boys sau NSYNC sau așa erau îmbrăcați identic. Noi zicem acum că e depășită ideea, dar la vremea aia era ceva cool. Și la rândul nostru am influențat din poveștile celorlalte trupe, l-auzeam pe Mihai Trăistariu povestind că și ei aveau la Valahia și luaseră niște pantaloni, cămăși albe, le denumește Mihai pijamale, stil 3 sud-est. Dar asta era moda. Noi ne inspiram de la Backstreet Boys, alții de la noi, iar apoi ușor, ușor am început să ne mai cumpărăm haine și de la magazine, adică nu să le facem neapărat la croitor și la... Am trecut de faza asta cu toți trei îmbrăcați la fel. Eu v-am întrebat când a ajuns 3 Sud-Est la modă. A, la modă. De la prima melodie. Am avut mare noroc
prima melodie, Ai plecat, lansată în 98, să fie o melodie trendsetter. O melodie care, efectiv, ne chemau, cântam, n-aveam ce să cântăm la spectacole. Cântam, aveam trei melodii înregistrate în studio și Ai plecat, o cântam de trei ori. Chiar spuneam, noi venim, dar să știți că n-avem ce să cântăm, avem de avea trei piese înregistrate. Nu contează, veniți, că și la discotecă o punem de cinci ori pe seară piesa. Deci era nebunie. Mulțumesc, Mergen. De la prima melodie. Am fost foarte norocoși. Mulțumesc. Cu plăcere. Mergem cu o întrebare roșie. Te rog. În 2002 ați început colaborarea cu Cristiana Răduță, care în scurt timp a devenit una dintre cele mai sexy prezențe feminine din showbiz. I-ați compus atunci piesa Amor, Amor, care a beneficiat de un clip de 50.000 de euro, premieră națională la vremea respectivă. Presa a scris că pentru a se face vâlvă în jurul noii artiste, s-a zvonit că era iubita dumneavoastră, când de fapt Cristiana avea o relație cu controversatul om de afaceri Costel Bobic, cu care s-a și căsătorit ulterior. Legătura trupei 3 Sud-Est cu Costel Bobic era vizibilă încă din 1999, când îi mulțumeați pentru sprijin pe coperta albumului Mileniul 3. Presa a subliniat că el ar fi de fapt omul care v-a lansat pe piața muzicală și cu care v-ați asociat la casa de producție Music & Music, unde el era acționar majoritar. În 2003 ați anunțat că vă despărțiți de Music & Music, iar pentru a rezilia contractul ați ajuns în instanță și a urmat un proces lung. Recent ați spus așa: am fost la pământ după povestea cu Music & Music. Am încheiat atunci amiabil procesul pentru că era mai bine. Libertatea a costat. Urmează întrebarea roșie. Cât a costat libertatea trupei 3 Sud-Est? Nu, n-a costat nimic. A fost o înțelegere amiabilă. După, nu știu cât să spunem, un an de negocieri foarte grele, deși noi eram acționari, deci eram acționari în firmă, domnul Bobic nu era acționar în firmă. Eram noi și Cristiana. Și am avut un avocat foarte bun pe drepturi de autor și până la urmă am domnul avocat Amzuță și am reușit să rupem contractul. Și vă recitesc vorbele dumneavoastră. Am încheiat amiabil procesul. Ne-a costat libertatea în sensul de... Da, libertatea în sensul de mult timp pierdut. Pentru că cât timp a fost procesul, noi n-am putut să cântăm. Asta ne-a costat, da. Dar nu că am fi plătit ceva, nu știu, să ieșim de sub contract, nu. Am pierdut foarte mulți bani. Din cauza faptului că nu puteam să mai cântăm. Concertele contractuale erau contractate de către Music & Music, reprezentat la vremea de un manager. Da. Da, am pierdut din cauza asta. A fost o perioadă de suferință pentru noi, dar asta e, învățăm lecții. Dar a fost și o perioadă foarte frumoasă. Deci să nu vedem doar partea goală a paharului, trebuie să vedem și jumătatea plină. A fost o colaborare în primă fază cu foarte bună. Și cu foarte multe videoclipuri bune, cu turnee naționale mai foarte bune. La acest subiect. Da, și continuăm. În 2002, 3 Sud-Est, Animal X și Cristiana Răduță porneau într-un turneu național antidrog de amploare cu mesajul: toți te plac așa cum ești, nu lăsa drogurile să te schimbe. Turneul muzical antidrog a avut un mare succes la tineri. La concertele organizate au venit numai puțin de 1.700.000 de persoane. Melodia antidrog a devenit imn în licee și școli, iar autoritățile au deschis în acea perioadă câteva zeci de centre de consiliere și prevenire a consumului de droguri. Postul internațional de știri CNN afirma la acel moment că este cea mai mare campanie de tip social din Europa de Est. Presa a scris însă că, de fapt, turneul ar fi fost o mare afacere de partid, pentru că omul de afaceri Costel Bobic, care era unul dintre apropiații lui Adrian Năstase, ar fi primit 600.000 de dolari pentru organizarea concertelor din țară, iar Cristiana Răduță a recunoscut că turneul a fost susținut de guvern, lucru care s-a văzut și prin mobilizarea exemplară a primarilor din țară. Urmează întrebarea. V-ați lăsat vreodată folosit? Nu cred că am fost folosiți, pentru că toți artiștii cântă în campanii și în campanii susținute de electorale, susținute de partide. Noi niciodată n-am spus pe scenă, în cadrul acelor turnee, n-am spus votați PSD.
Niciodată. Pe DSR, asta se, da, pe DSR. Se poate verifica dacă mai există filmări din acele spectacole. Noi, efectiv, ne susțineam partea noastră, concertele noastre, partea artistică, coboram de pe scenă, restul ce sume se vehiculează, astea nu țin de noi, pentru că noi nu eram organizatori, nu pot nici să spun da, nici ba, pentru că n-am nicio dovadă. Că a fost vorba de sumele vehiculate în presă. Repet, nu doar 300 cântă în campanie electorale, deci sau în turnee susținute de guvern. Deci nu considerați că v-a fost folosită imaginea? Nu, noi am negociat pentru apariția noastră. Da. Bine, mergem cu o întrebare roșie. Ok. Vă citez. Pe Animal X i-am cunoscut la o emisiune a unei televiziuni locale unde ei dansau freestyle breakdance. Mi-au plăcut. Erau nebuni, colorați în cap, iar la studio am avut surpriza să constat că au și voci bune. I-ați luat sub aripa dumneavoastră, iar colaborarea cu Animal X, trupa formată din Vierme, Șopârlă și Hienă, s-a concretizat prin câteva albume care le-au adus băieților premiul pentru cea mai bună formație dance din România în 2001 și 2002 și Best Romanian Act 2002 la MTV Europe Music Awards. După ce ați rupt relația cu Animal X, Șerban Căpoț, alias Hienă, a spus că sunteți un șarpe și că trupa lui a fost mai bună decât 3 Sud-Est. Îl citez. Cu toate că ei au fost numiți regii muzicii dance, noi am avut un succes aparte. Am prins mai bine decât au sperat ei. La acea vreme eram o vacă de mulți și Laurențiu a beneficiat pe deplin de acest lucru. După acea perioadă a făcut tot ce a stat în putere să ne distrugă. Urmează întrebarea roșie. Ați fost mentor sau șarpe pentru Animal X? Da, țin minte episodul și a fost un episod foarte dureros pentru mine și la un dat chiar l-am chemat pe Șerban să discutăm față în față, pentru că noi nu avusesem o discuție ca între bărbați. El în acea perioadă mergea invitat în diverse emisiuni și spunea diverse despre mine lucruri care erau total neadevărate. Deci eu zic că am fost mentor. În momentul în care i-am cunoscut, erau niște copii foarte talentați, drăgălași, care nu cântau. Erau dansatori, i-am cunoscut în cadrul unei emisiuni la TV Neptun în Constanța. Realizatoarea, Gabriela Bădilă, ea a fost cu ideea Laur. Uite, băieții ăștia sunt foarte talentați, dansează foarte bine. Vezi, poate au voce, ia cheamă la studio și poți să faci o trupă. I-am chemat, Șerban era într-adevăr cel care cânta cel mai bine cu dintre cei trei. Am reușit să fac niște piese care la vremea aceea au concurat la modul efectiv, adică ne băteam pe loc întâi cu Animal X, erau coastă în coastă cu noi, erau clar mai spre zona asta de adolescenți, se pictau și făceau frizuri, dacă vă mai aduceți aminte, cât mai trăznite, mai colorate, mai erau pe placul copiilor, adolescenților, deci am reușit atunci cu ei o revoluție în piața muzicală românească. Din păcate, nu știu de ce, cum au ajuns ei la vremea aia la concluzia că eu am fost un șarpe și acum cu Șerban suntem, am ajuns la sentimente mai bune. Probabil că și-a dat și el seama că totul a fost exagerat și vă zic și de ce. Ce șarpe, între ghilimele, lua doar 10 sau 15% dintr-un concert pe care împărțeam cu managera care se ocupa efectiv de cartierul, în condițiile în care, da, în condițiile în care ceilalți manageri și Costi și toți care luau o trupă de la zero percepeau 50% managementul. Sau alții am auzit și de 70% pentru că ei investeau tot, artistul venea, primea tot legat. În condițiile astea, eu, cu cei 15%, zic eu, de bun simț, care de obicei mă caracterizează, și fără niciun contract. Eu niciodată n-am avut un contract semnat cu niciun artist. Alții semnau contracte cu clauze foarte dure, cu avocați. Dumneavoastră pe încredere? În tot timpul pe încredere și pe să-mi fie drag omul cu care lucrez. Dar nu știu de ce au ajuns ei în timp la concluziile astea despre mine. Probabil că erau niște sfătuitori stânga-dreapta care le băgau în cap tot felul de povești. Dar niciodată n-am tras cu absolut nimic. A fost trupa Animal X mai bună decât 3 Sud-Est? Vă mai dau timp. Ca și succes, da. La un moment dat erau peste noi, ca și popularitate. Dar
Din alte puncte de vedere, timpul a dovedit că trei sudestii în picioare și astăzi. Dar de ce a spus că ați vrut să distrugeți? Pot să povestesc, deși nu vreau să intru într-un conflict cu ei, pentru că v-am zis, cu Șerban sunt... Vă mai dau. Da, cu Șerban am ajuns la gânduri mai bune acum. Existau niște zvonuri că eu îi blochez după ce au hotărât să meargă pe drumul propriu, să-și compună singur melodiile. Erau primele lor cântece, care la început poate n-au fost cele mai inspirate cântece și idei. Ulterior, ei au făcut o piesă foarte bună, Nisip purtat de vânt, care a intrat pe absolut toate radiourile. Dar până să facă această melodie, un pic radiourile erau reticente să-i difuzeze din cauza faptului că muzica lor suna altfel decât ce le făceam eu. Era un pic mai spre rock, spre nu mai dau timp. Alte genuri. Și cineva le-a băgat în cap, nu știu cine, că eu i-aș bloca la radio, că aș pune mâna pe telefon și aș suna la toți playlisterii din radiouri. Mafiot, ca și când, da, mafiot cum sunt eu, se și vede pe fața mea. Că eu aș suna la radio, mi-aș consuma energia și timpul, eu să sun la playlister și să-i blochez. N-aș face așa ceva, nu fac nici pentru 3 sud-est asta, să sun pe cineva, vreun playlister de la radio, să încerc să influențez melodia noastră să fie pe radio. De aceea casele de discuri au un om angajat pentru asta. Bine, mulțumesc, mergem mai departe. Dar asta e când ești influențat din alte locuri. Dar eu sunt curat 100% și n-am... Nu mai îmi dați timp, nu mai zic nimic. În 2000 ați lansat și o trupă de fete, vă citez. Da. A venit tatăl Giuliei Anghelescu să-i fac fiicelui o piesă și atunci am zis să fac și o trupă de fete, dacă tot aveam trupa de băieți Animal X. Așa a apărut Candy. Mai ascultasem două fete din Constanța și îmi notasem în agenda numele lor. Trupa Candy le avea în componență la debut pe Claudia Pavel, Crim, Giulia Anghelescu și Elena Vasilache, Selena. Fetele erau încă eleve, dar posturile de radio și de televiziune se înghesuiau să difuzeze zilnic melodiile celor trei. După mai multe modificări de componență, trupa Candy s-a destrămat în 2004, însă Claudia Pavel și Giulia Anghelescu își continuă și în prezent cariera muzicală. Urmează întrebarea. Se lucrează mai ușor cu fetele decât cu băieții? În studio am lucrat foarte bine și cu ele și cu Animal X. Cât timp înregistram, era o atmosferă foarte ok. În schimb, între fete sunt mai multe ori goli. De aceea trupele de fete nu rezistă foarte mult. Băieții se mai jură, mai beau ceva, se pupă, se împacă, treaba merge mai departe. Deși și trupele de băieți la un moment dat se despart. Dar fetele nu rezistă foarte mult drum, foarte mult timp la drum. În sensul că sunt orgolii. Cine dă mai multe autografe, care e mai plăcută, de cine e în centru, cine cântă mai mult, într-un cântec trebuie să fiu atent, să nu-i dau cuiva mai, să cânte o parte mai lungă decât și orgolii de tipul ăsta. Da. Deci e mai greu. Cu fetele. Cu fetele, da. Concluzia. Mergem mai departe. Sora dumneavoastră, Aida, a vrut să-și facă un nume propriu în muzică, independent de succesul dumneavoastră, și a cântat timp de 10 ani în Italia. În 2015 s-a întors acasă, a urcat pe scenă la un spectacol organizat de Zilele Orașului Lehliu. I-a spus atunci surorii dumneavoastră că aveți încredere în talentul ei și că vă veți ocupa să își clădească o carieră în muzică. Ați bifat și o primă colaborare pentru imnul orașului Năvodari, intitulat An de An la Năvodari. Astăzi, sora dumneavoastră se ocupă de administrarea afacerii pe care o aveți în Năvodari, iar talentul ei muzical se face remarcat mai mult la serile de karaoke pe care le organizează în restaurantul familiei. Dumneavoastră sunteți unul dintre cei mai prolifici producători muzicali și compozitori din România, autorul multor hituri și cel care a lansat și a contribuit la cariera multor vedete autohtone. Urmează întrebarea. De ce nu ați făcut din sora dumneavoastră un star? Da, bună întrebare. Cum ai spus și mai devreme, ea a fost foarte mult timp plecată. La vârsta de 19 ani, ea deja cânta în Germania, în baruri. Apoi, la scurt timp, cred că la 20-21 de ani, a plecat în Italia să cânte. Acolo l-a cunoscut și pe soțul ei de atunci, un italian, Luca. S-a întors în țară, când s-a întors în țară a făcut primul copil, a plecat înapoi în Italia, când s-a întors a făcut al doilea copil, ceva de genul ăsta, deja avea 30 și... Deci viața ei a fost așa un pic pe drumuri. Apoi am început această afacere de familie și acolo s-a dedicat total și
Probabil că dacă ar fi rămas în România, n-ar fi plecat în Italia și prindea mania de aur, 21, 22, 23, 24 de ani, când avea energia să facă lucruri, făceam, cu siguranță. Regretați? Da. Uite, acum că mi-ai spus, am așa un mic regret, să zic că puteam să fac, dar fiecare om are destinul lui. Asta a fost destinul ei. A plecat și s-a întors în România după 10 ani. Deci s-a întors la 31 pic de ani, a urmat copiii, restaurantul, alte proiecte. Era un pic târziu. Nu-și mai dorea ea. Bine, mergem cu o întrebare roșie. În decembrie 2008, după 11 ani de activitate, la un concert, Viorel și Poș a făcut anunțul șoc că 3 Sud-Est se destramă. Până în acel moment, în presă circulase răzbunuri despre problemele existente în cadrul trupei. Viorel și Mihai v-au considerat pe dumneavoastră vinovat de destrămarea formației. Îl citesc pe Viorel. Când eu am fost bolnav, Laurențiu s-a dus singur la concertul pe care îl avea programat 3 Sud-Est la Megidia. Mi s-a părut foarte urât și lipsit de omenie. Nu e corect cum a procedat el. Laurențiu era liderul. Iar când comandantul părăsește nava, marinarii ce să facă? Urmează întrebarea roșie. Sunteți vinovat pentru destrămarea trupei 3 Sud-Est? Eu sunt vinovat și pentru bune și pentru rele în trupa 3 Sud-Est. Sunteți liderul? Da. Ce să zic, ăla e un moment destul de complicat și nu știu cât timp avem să-l povestim. Avem. Da. Apropo de asta, poate puțină lume știe, ca să fac așa scurt o paralelă, atât Beatles, trupa Beatles, celebra trupa Beatles, cât și trupa ABBA au activat doar 10 ani, fiecare trupă câte 10 ani. Atâția ani aveam și noi când ne-am despărțit. Asta sună ca o scuză. Da, și este o scuză, pentru că intervine uzura. Drumuri, discuții, eu vreau asta, tu vrei asta, altă. Eu vreau trupa să continuăm în genul ăsta. Întrebarea a fost alta, dacă sunteți vinovat pentru destrămarea trupei. Eu am încercat să detaliez. Păi da. Nu mă consider vinovat. Adică sunt vinovat și pentru bune și pentru rele, să zicem, metaforic. Dar nu mă consider deloc vinovat. Atunci de ce s-a destrămat trupa? Păi, ce spuneam mai devreme, discuții mici, mai mari, mai care s-au adunat așa și paharul s-a umplut. De la orice, numai de la, știi că trupele de obicei se despart de la bani sau de la femei, ceea ce nu e cazul nostru. Chestii de-astea de orgolii mici, neînțelegeri, de ce ținem pe managerul cu tare, care era propunerea mea, de ce, iar lucrurile au culminat în momentul în care viziunile noastre erau total diferite față de cum trebuie să arate trupa 3 Sud-Est în următorii ani. Viziunea mea era un band, iar băieții au considerat, și poate că ei aveau dreptate, că nu e momentul potrivit. În momentul acela, nicio trupă pop, dance, nu cânta cu un band. Dar astăzi toate trupele pop, dance, cântă cu band. Viziunea mea era corectă, poate nu era timpul potrivit atunci. De la asta s-a întâmplat. O chestie de... Acum aveți band? Da. Din 2014. Și toate trupele pop au band. Dar era perioada care atunci, 2008, dacă vă aduceți aminte, muzica popcorn lua cu asalt topurile. Ina, Alexandra Stan, David DJ Andoni. Mai trupele pop erau așa un pic în umbră. Și ăla era momentul când eu propuneam să mărim echipa, să mărim costurile de deplasare, de concert. Era un risc. Era un risc. Dar mi-ar fi plăcut, măcar înțelegerea să fi fost, să încercăm o perioadă. Da. Lucrul ăsta nu s-a întâmplat și atunci eu am considerat că trebuie să fac eu chestia asta. Vă mai singur. Dau timp. Da, am considerat că trebuie să fac eu asta singur, adică să cânt alături de un band. Nu am propus nicio secundă ca trupa 3 Sud-Est să se despartă. Dar, pe de altă parte, făcând și un videoclip la o piesă, începuseră să-mi apară și concertele solo. Ceea ce aici lucrurile un pic au deranjat și băieții, poate pe bună dreptate, au considerat că pot fi un pericol pentru weekendurile care odată erau pline de concerte 3 Sud-Est.
Ați mers la Megidia când Viorel era în spital? Vă mai dau timp. Da, am avut un concert, primul meu concert. Dar nu eram despărțiți. Nu. Bine. Dar nici n-am știut. Am aflat ulterior că era bolnav. Nu am știut că s-a întâmplat chiar în zilele alea când eu aveam concert. Mergem mai departe, da. Mulțumesc. N-a fost cu intenție. Ok. Era un concert, amărât. Ați moștenit talentul muzical de la toată lumea voastră, Titi Duță, un chitarist și un solist apreciat înainte de 1989, care a împărțit scena cu Dan Spătaru și cu alte nume mari ale muzicii ușoare românești. După ce ați devenit celebru, tata a mărturisit. Fiul meu e un jucător important în muzica românească, în topuri, ca artist și compozitor. Prin el, eu mi-am împlinit visul. De altfel, tatăl dumneavoastră este și unul dintre cei mai mari fani ai trupei 3 Sud-Est, îl citez, am pornit cu băieții de la zero și m-am bucurat de fiecare succes pe care l-au avut. A face artă nu este la îndemână oricui. 3 Sud-Est a fost și va rămâne formația mea de suflet. Urmează întrebarea, cât de supărat a fost tata când s-a destrămat 3 Sud-Est? Foarte supărat, pentru că tata a fost principalul nostru susținător. Și în perioada când nu eram ca 3 Sud-Est, tata ne ducea cu mașina pe băieții care stăteau undeva în cartierul CET din Constanța, destul de departe de Năvodari, în fiecare seară ducea acasă cu mașina, tot timpul ne dădea idei, sfaturi, asculta melodiile. Evident că a fost foarte dezamăgit, ca și noi toți de altfel, dar lucrurile n-am putut să le mai întoarcem. Asta a fost să fie. Și 6 ani așa au rămas. Mulțumesc, mergem mai departe. La vremea destrămării trupei 3 Sud-Est ați fost destul de reținut în comentarii privind motivele. Ați spus doar atât, vă citez, a fost decizia băieților și le respect, ați spus adineauri. Noi nu ne-am certat și nu ne-am despărțit nici de la bani, nici de la femei. Vă reamintesc că în același an, 2008, piesa dumneavoastră, Vorbe care dor, devenea un adevărat hit, ajungea pe primul loc în topurile muzicale de radio și TV. Nu păreți genul care rănește oamenii cu vorbe și totuși aș vrea să știu. Urmează întrebarea. De câte ori ați spus Vorbe care dor? Probabil că spun. Chiar dacă uneori par calm, dacă ceva mă deranjează, spun. Și poate deranjez, nu-mi dau seama. Da, am spus de foarte multe ori. Și soției, și copilului meu, și colegilor, poate. Dar nu la modul foarte agresiv sau foarte... Poate fără să-mi dau seama. Ce vă scoate din minți? Ce mă scoate din minți? Dar ce vă înfurie? Ce mă înfurie? Poate neadevărul, poate cineva care mă, nu știu, desconsideră sau îmi vorbește de sus sau... Să o luăm pe capitole, acasă, de exemplu. Ce mă deranjează acasă? Uh-huh. Nu pot să spun că acasă sunt lucrurile destul de ok, dar mai sunt... Da, bine, ales nimicuri din orice. Nu-mi vine ceva clar în cap. Mm-hmm. O să fie o discuție despre orice, despre viață, despre școală, despre ce a spus un coleg și a greșit colegul când i-a reproșat asta. De la orice putem să spunem vorbe care dor. Și de o parte și de alta. Da, da, eu pe dumneavoastră v-am întrebat. Da, 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 da. Păi asta spuneam, de la orice. Nu e un... Și vreau să știu ce vă scoate din minți, ce vă enervează, ce vă face să spuneți vorbe care dor. Păi asta îmi spuneam, mai orice neadevăr, orice o chestie care, nu știu, e vorba despre mine și mă pune într-o lumină proastă sau, nu știu, nimicuri. Dar eu, ca să mă înțelegeți, eu încerc 99% din cazuri să evit problemele. Cine v-a scos din sărite ultima dată? Cine m-a scos din sărite ultima dată? Nimeni. Recent nimeni. Pare ciudat, nu? Pentru că încerc să evit oamenii conflictuali. Stau să mă gândesc. A, unul în trafic, care urla la mine și făcea așa. Și am arătat așa, am făcut așa, ok. Și am mers mai departe. Încerc să evit oamenii conflictuali, situațiile conflictuale. Am făcut curat mult în viața mea. Uh-huh. Nu prea stau cu oameni care mă înfurie atât de rău încât să ajung să fiu o fiară care urlă și spune... Înjură sau tună și fulgeră. Nu sunt genul ăsta. Nu? Pare ireal. Bine, da. Mergem mai departe. Okay. Vă citez. Da. Cea mai importantă femeie din viața mea este mama. Pentru că mama îți dă viață.
Pe urmă, evident, soția și fetița mea. Mama dumneavoastră, Ioana Duță, s-a pensionat pe caz de boală de la rafineria Petromidia și apoi s-a ocupat de restaurantul familiei din Năvodari. A dus o ruptă crâncenă cu cancerul și chiar dacă ați făcut tot posibilul să o salvați, boala s-a dovedit neiertătoare. Mama dumneavoastră a murit pe 8 mai 2017, iar pierderea ei a însemnat o lovitură cumplită. Nu o să uitați niciodată una dintre ultimele discuții pe care le-ați avut cu cea care v-a dat viață. Vă citez. Mama mi-a spus că o să mă vegheze de acolo și o să aibă grijă ca toate lucrurile să meargă foarte bine și așa a fost. Am visat-o și o visez tot timpul de atunci. Da. Urmează întrebarea. Mai simțiți protecția mamei? Da. Da. O simt. O simt tot timpul. Și chiar dacă au trecut 5 ani, încă e greu. E greu. Deci mama a fost totul pentru mine. Poate unul din motivele pentru care, adică nu poate, sigur, unul din cele două motive pentru care n-am plecat spre București. Tot timpul studioul aveam în spate și l-am, în spatele casei părinților mei. Mama a fost totul pentru mine. De ce vă e dor cel mai mult? De ea. Tot ce înseamnă ea. Da. De orice telefon după o emisiune. Era prima care mă suna. De lucram la studio tot timpul. Hai, Laura, că se răcește mâncarea. Stai, mă, mamă, că mai am determinat ceva. Trebuie să aranjez aici niște voci. La un moment dat nu mă mai suna. Venea în capot. Da, săraca. Asta e viața. Se întâmplă. E foarte greu. Dar trebuie să mergem mai departe. Avem copii, avem familii frumoase și mama la rândul ei și-a pierdut părinții foarte tânără, la 20 de ani. Și-a pierdut, dacă nu greșesc, 20, cred că avea tatăl și apoi mama după 2 ani. Foarte tânără și-a pierdut părinții. Noi ne-am bucurat de ea și ea s-a bucurat, a ajuns până la strănepot. A reușit să-și vadă strănepotul prin video, că nepoata ei, Roberta, nepoata noastră, era atunci în Suedia. Și a văzut nepoțelul prin video, pe WhatsApp, cu 2 săptămâni înainte să... Și a văzut și strănepotul. Mulțumesc! Cu plăcere! Poate cel mai dureros lucru pe care acum îl aveți în comun cu ceilalți doi colegi de trupă, Viorel și Mihai, este că toți ați rămas fără mame. Chiar dacă sunteți cel mai mic din trupă, dumneavoastră ați fost primul care a trecut prin această tragedie. 4 ani mai târziu și-a pierdut mama și Mihai, iar anul acesta, chiar de Paște, ați condus-o pe ultimul drum pe mama lui Viorel. Vă citez. Trebuie să recunoaștem că nu mai suntem tineri, niciunul dintre noi nu mai avem mame. Suntem urmăriți în plan personal de ghinioane, dar viața merge înainte pentru noi, pentru copiii noștri. Urmează întrebarea. V-a unit suferința? Da, da. Ne-a unit suferința și orice suferință te și întărește. Eu așa am simțit. Și faptul că toți trei, întâmplător sau nu, ne-am pierdut mamele, e așa, stai și te gândești, mamele primele, la toți trei dintre noi, ceea ce fiecare am iubit cel mai mult pe lume. E greu și cu siguranță fiecare acum înțelege suferința celuilalt. Pentru că doar trecând printr-o astfel de experiență, îl înțelegi pe celălalt. Când îi se întâmplă unui vecin sau chiar unui prieten, nu e suferința ta personală. Când devine suferința ta personală, atunci înțelegi cel mai bine. Mulțumesc. Plăcere. Mergem cu o întrebare roșie. Da. Pandemia v-a afectat nu numai financiar, ați suferit și fizic, după ce atât dumneavoastră cât și soția v-ați infectat cu COVID. Ați spus că ați avut simptome ușoare, dar colegul dumneavoastră de trupă, Mihai Budeanu, a ajuns la spital în stare foarte gravă. Medicii îi dădeau numai 15% șanse de supraviețuire. A fost salvat într-un final de un tratament cu plasma recomandat de un medic român din America. Ați spus așa. Mihai a trecut printr-o cumpănă foarte mare, a avut o formă severă de COVID, a fost pe munche de cuțit. A avut șansă și am avut șansă și noi, toți colegii lui.
Vreau să știu ce înseamnă pentru dumneavoastră colegii de trupă. Urmează întrebarea roșie. Ar mai fi existat 3 Sud-Est fără Mihai? Nu. Chiar subiectul ăsta nu știu cu cine vorbeam zilele trecute, că dacă s-ar fi întâmplat cu Mihai să îl pierdem, 3 Sud-Est n-ar mai fi fost doar Laurențiu, Duță și Viorel, în niciun caz. Și cred că 3 Sud-Est nu poate fi unul fără celălalt. De-aia și când am fost cei 6 ani separați, niciunul dintre noi n-a încercat separat să facă vreun mini 3 Sud-Est sau un alt fel de 3 Sud-Est. Nu. Da, într-adevăr, Mihai a trecut într-o formă severă a bolii, a avut o șansă enormă și mulțumim medicilor și în special doctorului Alexie, doctorului infecționist Alexie din Las Vegas, român din Craiova, care profesează acolo de 20 ceva de ani și care l-a ajutat foarte mult și a ținut legătura și cu medicii din România și s-au consultat și au avut grijă ca protocoalele din România să oarecum să se întâlnească cu cele din America în tratarea COVID. Cine are cea mai bună voce din 3 Sud-Est? Mihai. Mulțumesc. Mergem mai departe. În copilărie făceam tot felul de lucruri nebunești. Am trecut de 2 ori pe lângă moarte. De 2 ori am avut traumatism cranian pentru că am căzut de la mare înălțime și am ajuns într-o stare gravă la spital. Ați traversat un moment de cumpănă și la maturitate. În 2019, înaintea unui concert la Pitești, ați ajuns la spital cu un vârf de plastic de la o furculiță blocată în esofag. Ați spus atunci, acestea sunt încercările vieții. Nu e nimic perfect în lumea asta. Totul e fragil, atârnă de un fir de ață, așa cum este o vorbă din bătrâni. Puteam să mor din cauza asta, dar mă simt un tip foarte norocos. Urmează întrebarea. Ați simțit vreodată că vi s-a terminat norocul? De foarte multe ori. Și când ai o piesă mai proastă, te gândești, oare ăsta e sfârșitul? Că niciun radio, chiar și la nivelul nostru, nu vrea să-ți difuzeze piesa. Te întreb de multe ori sau te întreb oare cât o să mai dureze. Toate au un sfârșit, inclusiv viața. Deci simt foarte, foarte des lucrul ăsta și, într-adevăr, totul atârnă de un fir de ață. Și viața, și succesul, și norocul, și câte cazuri avem de cele mai mari tragedii s-au întâmplat celor mai mari oameni. Vedem Michael Jackson, Elvis Presley, că acum este filmul în cinematografie, același destin, abuz de pastile, de insomnii, de stres, deși pare tot așa glamour de la distanță, totdeauna în cazul oamenilor foarte, foarte mari și talentați, este foarte multă muncă și un stres la cote maxime. Da. Mulțumesc. Plăcere. În copilărie l-ați idolatrizat pe Michael Jackson, așa că mult timp ați purtat părul lung. În 1997, la filmarea primului dumneavoastră videoclip pentru piesa Ai plecat, Viorel și Mihai v-au convins să renunțați la plete. În timp, podoba noastră capilară a avut de suferit, așa că anul trecut ați anunțat că v-ați făcut implant de păr. Da. Vă citez. Am venit pentru un tratament de implant de păr și am petrecut o zi plăcută alături de o echipă de profesioniști. Mulțumesc medicilor și întregului personal. Da. Urmează întrebarea. Vă sperie trecerea timpului? Nu foarte tare, dar trebuie să avem grijă de noi. Vârsta nu iartă pe nimeni, suntem cu toți oameni. Artiștii, cu precădere, având o... Lucian Mitrean spunea vorba asta, zice, bă, voi artiștii păreți așa cu 10 ani mai în urmă decât noi. Zice, nu știu care este explicația. Zice, poate că avem mai multă grijă de noi. Poate din cauza asta. Dar nu mă sperie. Nu mă sperie, adică consider că la cei 46 de ani mei încă sunt ok, sunt într-o formă bună. Aș putea să fiu într-o formă și mai bună pentru că nu fac sport, din păcate. Dar mai umblăm pe aici pe acolo. Uite, mai punem puțin păr, mai reparăm dințișorii, mai... Da.
Bine, mulțumesc. Mergem mai departe. În 1999, trupa 3 Sud-Est a lansat două albume, Visul meu și Mileniul 3, pe care se regăsește celebra melodie Amintirile, prima piesă pe care ați înregistrat-o și orchestrat-o în propriul studio, vă citez. Am avut mare emoții în timpul sesiunilor de înregistrare. A fost prima piesă pe care am făcut-o fără Eddie Schneider, cunoscut ca DJ Phantom. Am furat meserie de la el. Nu știam foarte bine să lucrez pe calculator. Era limitat până atunci la o orgă și 200 de tonuri. În computer însă aveai libertatea să te joci altfel. Și așa a luat naștere cel mai mare hit 3 Sud-Est. Aș vrea să știu, privind în urmă, care a fost cel mai mare eșec al dumneavoastră. Urmează întrebarea. Ce amintiri îl chinuiesc pe Laurențiu Duță? Să începem cu eșecul muzical? Sau... Am avut foarte multe eșecuri. Dacă vă zic titlurile acelor melodii, poate nici nu le știți. Adică sigur nu le știți. Dar, până la urmă, oamenii te țin minte cu câteva... Te identifici cu câteva hituri. Dacă spui holograf, ce-ți vine prima oară în minte? Ți-am dat un inel sau, nu știu, să nu-mi iei niciodată dragostea? Dacă spui talisman, singur, atât de singur, nu? Sau fiecare trupă, probabil 3 Sud-Est se identifică cu Amintirile de ziua ta, o piesă, apropo, refrenul acestei piese compus de tatăl meu în 1978, pe care noi l-am preluat ulterior și un pic am schimbat strofele. Dar dacă vă dau câteva titluri, Am dat tot, Adio, astea sunt niște piese care, pentru unii oameni, fani de ai noștri, într-un număr mai mic ce e drept, înseamnă piesa vieții lor. Dar pentru alții nu înseamnă nimic. Pentru noi, ca și artiști compozitori, înseamnă un eșec. Dar pentru alții poate să însemne o piesă foarte bună. Sunt oameni care vin și ne spun, de ce nu cântați Tic Tac? Că îmi place atât de mult piesa. Păi știu, dar nu știe nimeni. N-a fost pe radio. Publicul nu o să o fredoneze cu. Dar mie îmi place foarte mult. Știu, dar oamenii așteaptă acele hituri. Ce amintiri vă chinuiesc? Uite. Mama. Cele mai frumoase amintiri. În rest, toate lucrurile sunt de 20 ceva de ani, sunt la lucrurile lor. Sunt cu aceeași femeie, cu aceeași trupă. Chiar dacă 6 ani de zile am fost separați, acum suntem din nou una dintre cele mai bune trupe din România. Există ceva ce vă frustrează? Da, cu toții avem frustrări. Poate mă frustrează faptul că încă 3 Sud-Est n-a avut un hit internațional, deși n-am muncit pentru lucrul ăsta. Mai dau timp. Da, poate există o frustrare. Cum spuneam că am fi meritat poate un hit mare internațional, dar, repet, nici nu am încercat foarte mult pe zona asta. Am scos Amintirile în limba italiană, am cântat-o la Rai 1, nu s-a întâmplat nimic mai departe. Am scos două piese în limba engleză, piesa Iubire, Oh Baby se numea, și Don't Say I Love You, Don't Say You Love Me. Uite, că am și uitat-o. Deci dacă nu o cântăm, le uităm titlurile. Asta se întâmpla în 2000 și ceva, la începutul 2000. Dar poate că și vina noastră că nu am repetat, n-am încercat mai mult, dar e o frustrare asta, că nu 3 Sud-Estul putea să aibă și un hit internațional. Și un complex? Un complex fizic sau? Știu. Ce complexe am? N-am complexe. Nu. Nu am, sau dacă sunt mici, nici nu le conștientizez. Nu mai dau timp? Nu am complexe. Sunt ok, așa cum sunt și cu ce am făcut. N-am. Dacă era, spuneam, n-am. Complex fizic, ok, mi-aș fi dorit să fiu mai înalt de 1,78 m, nu. Să fiu plin de mușchi, nu. Să am altfel de chip, nu. Sunt mulțumit așa cum sunt. Bine, mulțumesc. Plăcere. În 2000 ați lansat piesa Te aștept să vii, care a ajuns pe primul loc în România în Top 100. Aceeași piesă a intrat în topul MTV direct pe locul 1 și a rămas acolo timp de 5 săptămâni. Tot în 2000 ați câștigat La Mamaia, marele trofeu și premiul pentru cel mai bun grup dance. Ați lansat cartea și CD-ul 3 Sud-Est și ați obținut premiul Microfonul de Aur pentru cel mai bine vândut album dance. Vă citez. Anul 2000 a fost anul consacrării totale. Îmi amintesc zecile de mii de fani care veneau la concertele noastre, unul dintre cei mai buni ani pentru noi din punct de vedere profesional. Tot în 2000 ați avut două turnee naționale, Generația Internet, în 36 de orașe
și Mileniul 3 Sud-Est în 21 de orașe. Urmează întrebarea. Ce planuri mai aveți pentru Mileniul 3? Noi ne-am dorit, așa ne-am propus, măcar 10-15 ani să mai fim acolo sus, în topuri, și după care să vedem. Chiar vorbeam cu Mihai, după aia ne trebuie sănătate, asta oricum ne trebuie oricând și acum, dar încă 10-15 ani vrem să mai fim, cel puțin 10-15 ani, asta însemnând până vom avea undeva la 60 de ani, să fim activi. Ținta noastră e undeva holograf, Iris, deși suntem o trupă ca și longevitate. Întotdeauna a fost ținta noastră. Aceste două trupe, adică atâta timp cât și la 60-60 ceva de ani, nu mai vorbim de Rolling Stones, care cred că au peste 70 de ani, sau Bon Jovi, undeva la 60, nu știu exact. Încă se poate la vârsta asta să... Și cu cât publicul îl obișnuiești și tot timpul cu concerte, cu piese bune, ei te vor urma până la capăt. Generația care a crescut cu muzica ta, evident. Deci ținta noastră, idealul nostru este încă 10-15 ani de succes, dacă nu și mai mult. Așa să fie, Doamne ajută. Îl citesc pe tatăl dumneavoastră. Va bucura, scuze. V-am întrerupt. Îl salutăm. Da. Celebritatea implică multă muncă, dar și mult talent. Dumneavoastră ați subliniat, vă citez, talentul înseamnă mai mult de jumătate din succes, dar mai contează și gramul de noroc pe care îl ai. De asemenea, e important să faci parte din echipa potrivită, alături de care să construiești succesul. Dar dacă talentul tău este ieșit din comun, nu are cum să nu fie observat. Urmează întrebarea. Și-a făcut Laurențiu Duță norocul cu talentul lui? Da. Cred că doar talent aici a fost. Talent și, bineînțeles, și ambiție și uneori și un pic de push așa din partea tatălui meu. La început, când, înainte de 3 Sud-Est, îmi spunea, mai du-te și tu pe la TVR, sună, mai dă un telefon să mai apari și tu în câte o emisiune, că uite, n-ai mai apărut de... Și mai făceam, deși eram foarte timid și făceam lucrurile astea oarecum așa, împotriva voinței mele, dar el avea dreptate. El mi-a spus o vorbă mare: nimeni nu vine să-ți bată la ușă. Du-te, răzbate-te, luptă-te. Nimeni nu vine să-ți bată la ușă. Concurența e foarte mare, în orice domeniu. Trebuie să mai bați și la ușă. Mulțumesc. Și mergem cu ultima întrebare. Da. În martie anul acesta a susținut un concert aniversar la Sala Palatului pentru a sărbători 25 de ani de la înființarea trupei. Dacă luăm în calcul și cariera solo, aveți în spate 3 decenii de muzică, ați mărturisit, vă citez, am unele momente în care nu mai pot și atunci câteva zile nu mai trec pe la studio. Apoi mi se face din nou dor de muzică și revin să înregistrez. Până la 60 de ani poți face producție liniștit, apoi te rogi de sănătate, mergi la pește, îți mângâi nepoții. Am văzut că vă supără situația în care sunt acum mulți dintre artiștii români, vă citesc din nou, nu e suficient să fii un nume cunoscut. Trebuie să muncești mult, pentru că altfel te prind facturile din urmă și nu e bine. Urmează întrebarea. Ați putea vreodată să renunțați la muzică? Da. Când publicul mă va părăsi, definitiv, voi renunța. Asta înseamnă când, nu știu, nu mă sperie un eșec, să nu se înțelege greșit, nici 2, nici 3, nici 5. Dar dacă 2, 3, 5 ani aș vedea că niciun radio nu ne mai difuzează, niciun organizator nu ne mai cheamă la concerte, etc., nimeni nu ne mai sună, nici de bine, nici de rău, atunci voi renunța resemnat, dar cu zâmbet privind în urmă. Mulțumesc. Plăcere. Mulțumesc mult pentru că ați venit la mine la emisiune, la 40 de întrebări. Mulțumesc că ați răspuns tuturor celor 40 de întrebări ale mele. Cei care ne urmăresc văd pe micile ecrane un tabel. N-au mai rămas la dispoziție 15 minute. Dacă sunt chestiuni ce v-ați fi dorit să vă întreb și eu n-am făcut-o, dacă sunt detalii care pur și simplu mi-au scăpat sau dacă sunt chestiuni pe care vreți să le mărturisiți, acum este momentul, iar după aceea va urma evaluarea mea. A, să spun eu ce... Este singurul moment de dialog. Cred că îl putem avea. Am înțeles. Cred că, și vreau să vă felicit pe această cale, echipa și pe tine, pentru toată
cercetarea sau cum se numește, documentarea pe care ați făcut-o, sunt chestii pe care le-a spus și pe care eu le uitasem din presă și foarte, foarte corecte. Deci nu a fost nimic bazat pe zvonuri sau pe povești sau pe... Și da, mi-a plăcut. Este unul dintre interviurile care mi-a răscolit toată viața. M-ai luat așa de la A la Z. Și chiar mi-a plăcut. Noi muncim foarte mult la viața fiecărui invitat în parte. Ne-am dorit tare mult ca publicul nostru să vă cunoască, așa cum am perceput noi, de exemplu, prin documentarea pe care am făcut-o despre dumneavoastră și m-ați convins, apropo de această evaluare pe care o să încep acum, că sunteți un tip cald, sensibil, romantic, dar în spatele căruia se află un caracter foarte puternic, foarte multă ambiție. M-ați impresionat însă prin modestia pe care o aveți în continuare, în contextul în care sunteți unul dintre cei mai importanți producători muzicali și iubiți artiști de la noi din țară. Și mă emoționează ori de câte ori simt emoția invitatului meu când vorbește despre familie și lucruri care cu adevărat contează în viețile noastre. Mi-a făcut o reală plăcere. Eu vă doresc să ajungeți acolo unde vă doriți dumneavoastră, 10, 15, 20 de ani, cât vreți, să ne bucurați și să ne bucurăm de dumneavoastră. Mulțumesc, Laurențiu Duță, pentru prezența aici la 40 de întrebări. Mulțumesc și eu, Denis Rifai, și întregii tale echipe și aplauze pentru succesul pe care îl aveți. Sunteți printre cei mai buni. Mulțumesc mult! Acesta a fost invitatul meu din această seară. Săptămâna viitoare vom fi din nou în fața dumneavoastră cu un nou invitat și cu noi întrebări. Sunt Denis Rifai. Mulțumesc pentru atenție. Să aveți o seară frumoasă. La revedere!